L-avem și pe Laurențiu Primo. Bună seara! Hai să-i spunem bună seara și lui Laurențiu Primo. Mulțumesc. Bună seara, bine v-am regăsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Drag. Da. Dacă vrei să comentezi ceva înainte de a intra în comunicatul de presă transmis de doamna Rontescu. Așa cum v-am spus și ieri, cum e cu așa e și pistolul. Diana are un limbaj nu foarte departe de limbajul doamnei Rontescu. Cu toții cei ce am stat prin preajma ei știm cam cum vorbește. Ceea ce e frapant pentru mine este faptul că are tupeul ca ea să facă plângeri penale altora pentru că nu vorbesc cu ea așa cum ar trebui. Cred că dacă ar trebui să facă alții plângeri penale pentru ceea ce spune Diana, eu vă dau un singur exemplu. Noi suntem în frunte cu tine, Gabriela, cu Bogdan Vasile, cu Rapcea, cu Marius Tudor, cu Medeleanu, cu Anca Alexandrescu, cu o grămadă, deci pot să spun 30 de nume, care am fost făcuți strădători de către ea. Păi eu vă spun o chestie. În mod sigur, din punct de vedere penal, este culpabilă. Noi dacă îi facem ei plângere penală că ne-a făcut trădători, ea nu are cum să justifice că vreunul dintre noi este trădător. Dar culmea este că ea, cea care jignește cel mai mult, ea care calomniază la fiecare pas, ea face altora plângeri penale. Pe mine asta mă frapează. Asta ieșită din comun. Bă, frate, deci tu ești cel mai activ în limbaj și totuși, dacă cineva îți greșește chiar cu o chestie minoră, nu vorbesc de jignit, că ea nu prea e jignită de nimeni, n-a fost jignită niciodată de nimeni. Dar, bă, frate, ea face plângeri penale altora din chestii care, bă, dacă ți-ai dat cu părerea, dacă ți-ai spus o opinie sau ceva, imediat, plângere penală. Băi, fraților, eu cred că e o chestie patologică chestia asta. Adică, da. Deci, dar iese din sfera caracterului infect. De această dată, Laurențiu, de această dată, iată, o să spun în premieră treaba asta, sunt clar hotărâtă să fac demers în acest sens pentru toate etichetele puse, pentru toată această mișcare care aduce injurii în dreptul numelui meu. Și atâtea și atâtea etichete și invit pe toți cei care au fost lezați de această mișcare să se alăture într-un proces comun. Pentru că tot ceea ce scrii în dreptul unei persoane care nu reflectă realitatea, trebuie să existe o decență, trebuie să existe o moralitate. Pentru că asta înseamnă să fii un bun creștin și asta am spus-o în N emisiuni. Și nu voi mai tolera niciun astfel de comportament. Așadar, din acest moment, o spun public și pentru cei care urmăresc emisiunea la televizor și pentru cei care urmăresc emisiunea pe TikTok și pe cei care urmăresc emisiunea pe Facebook, pe aplicație, pe cei care trimit mesaje, pe WhatsApp, pe Telegram, pe Signal, oriunde le trimiteți, absolut toate vor deveni probe în acest proces. Așadar, toți cei care ați fost jigniți, toți cei care ați fost astfel agresați de această mișcare, vă invit să vă alăturați demersului meu. Pentru că acest lucru trebuie să înceteze. Nu putem să spunem că vrem să facem bine în țara asta dacă ăsta este comportamentul și dacă un astfel de lider vă doriți la conducere. Iertați-mă! Despre ce vorbim? Eu am doi copii pe care i-am crescut singură. Nu sunt de acord să trăiască într-o junglă, într-un astfel de comportament mizer, într-o astfel de societate. De-a bine le-a pus acest cuvânt. Într-o astfel de societate care hăituie, amenință, pune etichete și așa mai departe. Asta nu este România, dragii mei. Asta nu trebuie să fie România noastră, iertați-mă. Gabriela, să știi că doamna Rontescu nu este o excepție. Ea confirmă regula. Uită-te, te rog, pe comentariile de la emisiunea noastră de ieri, de pe canalul tău de Facebook, și o să vezi acolo o haită întreagă de lupi flămânzi care, la unison, aceleași jigniri proferează în permanență. Uită-te, este un individ, Beni Portico. Uitați, uită-te, este Andreea Olteanu sau așa ceva. Sunt niște...
Vreau să-l ia colegii, că iată primesc mesaje de la Marius Tudor. Vă rog să îl contactați și să vedeți dacă vrea să intre prin Skype sau vrea să intre prin telefon. Pentru că și dânsul are o declarație. Dragilor, dacă îmi dați voie, vreau să fac o comentare. Să nu uităm că doamna Șușoacă are un grup de oameni care folosesc conturi false. Eu unul am șters și am blocat pe pagina FRPTV, cred că sute de conturi false care veneau de la doamna Șușoacă. Sunt câteva persoane care folosesc foarte multe conturi false și atacă toate paginile. Da? Când cineva vrea să vorbească o realitate despre doamna Șoșoacă, așa se întâmplă. Îmi cer scuze. Să știți că toate aceste persoane acționează la comandă. Exact. Cine dă comanda? Comanda se dă prin intermediul mesajelor, grupurilor, sunt 11.000 de grupuri, eu am fost dat afară din toate, în care se dă comandă. Acum intru live. Doamna Diana Iovanovici. Acum intru live. Poți să-mi transmiți, Amalia, în acest moment un mesaj, două, trei, care să confirme treaba asta? Toată lumea le spune și le face. Hai să vedem să le găsim. Toată lumea acum pe ei. Lawyer, făcelear, mi-au făcut, mi-au dres. Da? Cred că face referire și la mesajele pe care le-a pus la dispoziție Amalia. Am să dau citire. Mesaj transmis de doamna Diana Iovanovici, așa că să le arătăm și în prim plan. Nu le lăsați nicio șansă. Adunați semnături și câștigați localele. Mama lor de puncte-puncte, că nu pot să spun la televizor, și care mi-au dus viața. Dâncu, PSD, Aur, Silviu, Simion, Daia îmi tot spunea Silviu să nu mai dau un PSD și să nu mai dau un Ciolacu, că e cauză pierdută. Politică care mi-a dus căminul, praful și pulberea să se aleagă de ăștia toți. Fie în veci, să fie să se ca de mâine îi duc în Parlament. Iertați-mă, mă gândesc așa doar. Un creștin, în primul rând, nu blestemă. Un om care are valorile morale la el acasă nu scrie așa ceva și nici nu face un demers de instigare asupra mai multor persoane. Un alt mesaj, s-a întors acasă și bagă bățul prin gard cu Lazarus, este prieten cu Silviu. Tot circul ăsta este la comanda PSD, Bobic, omul din spatele PSD. Următorul mesaj, în două pe astea de la PSD. Lăsați-i fără nimic cum au dus țara asta pentru că mi-au dus familia, nu voi ierta unul. Faceți ce vă spune Alina acum, este mesajul doamnei senator distribuit pe grup. Vorbim de doamna Alina Romtescu. Da? Faceți ce vă zice Alina că sunteți varză unii. Asta se referea la cei care sunt pe grupul SOS, da? Vă rugăm să respectați grafica dată de Alina și aprobată de doamna senator. Mergem cu toții cu același model de grafică. Mulțumesc. Scrie Demis Rusu, unul dintre domnii pe care i-am cunoscut în nenumărate evenimente ale partidului SOS totodată. Iar la fel mesaj oferit de doamna Șoșoacă, Angela Cătrina Prahova. Bună ziua pentru un pliant cu candidatul la... Sunați la Clement sau Alina Rontescu direct, nu aici. Am spus clar că absolut toată lumea va respecta în tocmai regulile Alinei Rontescu, care, cu care, iată, avem contract de voluntariat, dar contract. Cine îndrăznește să treacă peste Alina înseamnă că trece peste mine și iese prăpăd. Dacă Alina nu aprobă, nu aveți dreptul să faceți nimic. Punctum. Acestea sunt regulile și le veți respecta. La fel, tot mesaj oferit de doamna Iovanovici Șoșoacă. Nimeni nu are dreptul să facă afișe pentru partid, pentru candidați, dacă nu sunt făcute de Alina Rontescu. Vă jur că este scandal. M-am săturat ca unii să facă numai ce vor și să treacă peste deciziile noastre. Nu mai faceți că este urât. La fel, un mesaj oferit de doamna Clement Sava, care este, printre altele, directorul de... comunicare sau, mă rog, nu mai știu ce funcție deține, cel puțin aceasta era funcția pe care o avea în momentul în care am însoțit-o pe doamna la
Senatul Serbiei. Vă rog să nu mai o atacați pe Alina, chiar nu merită pentru câtă muncă face. De mâine, aici este mesajul doamnei Alina, de mâine tot ce fac, ca și demo, o să-mi pun poza mea și o să tastez Rontescu Alina, președinte de la Partidul Creativilor. Poate așa ne vom înțelege. Dar ce să vedeți? Eu nu am poze. Din mâine să-mi fac. La fel, doamna senator, dacă fiecare membru ar face ce spune Alina Rontescu și ar posta pe contul său personal, tot ce facem noi, acum batem toate televiziunile din toată campania lor de denigrare. Dacă voi nu înțelegeți că și voi sunteți afectați și că trebuie să vă puneți oamenii, toți membrii să posteze pe Facebook și TikTok, înseamnă că nici măcar interesul vostru nu vi-l știți. Și iar la fel sunt cartoane oferite de doamna Alina Rontescu, iată ce să posteze fiecare reprezentant SOS. Un alt mesaj oferit de doamna Diana Iovanovici-Oșoacă, aici nu ne jucăm, aici e politică și toți vom avea o imagine unitară creată de Alina Rontescu. Să nu mai aud contradicții cu ea, ea conduce acest departament de marketing politic digital. Deci iată că de această dată apare clar specificat de doamna senator că doamna Rontescu are o funcție, printre altele, oferită în partidul SOS. Îmi permiți? Și că acționează la ordinele ei. Nu, nu, că acționează la ordinele ei. Domnul Primo, tocmai ce am fost anunțată de domnul avocat, șeful echipei de avocați cu care colaborez, bună seara, care se uită în direct acum, îl salut și îi mulțumesc pentru susținere. Sunt suficiente probe pentru a face plângeri penale și delictuale. Făptuitorii pot fi ușor de identificați. Avem de a face cu un grup infracțional organizat. Avem numele celora care au constituit aceste grupuri și numele celora care au aderat. Da. Iată, să-i spunem bună seara și domnului Marius Tudor. Bună seara și bine ați revenit la Nașul TV. Salut, bună, Doamne ajută, bine v-am regăsit. Vă rog, domnul Marius Tudor. M-auziți? Da, vă auzim perfect, spuneți. Da, nu mă așteptam la invitație, dar vă mulțumesc. Aș vrea doar să-mi exprim câteva gânduri pentru mine, capitolul din viața mea politică care s-a intitulat SOS România s-a încheiat. S-a încheiat așa cum probabil și-a dorit doamna senator și mulți alți colegi, punându-mi mie eticheta de trădător, după foarte multă muncă și angajament față de această mișcare. Am fost naiv să cred la un moment dat în cauza acestei mișcări, probabil ea încă există, dar din păcate nu se conturează așa cum noi toți ne-am fi dorit. Este o speranță care am încă din fașă. Eu le-am spus tuturor un singur lucru și probabil asta a deranjat. Am spus așa, oameni buni, la alegerile europarlamentare, bătălia se dă pentru două locuri. Eu încurcam jocurile acolo, pentru că majoritatea oamenilor din partid, majoritatea președinților de filiale, care cred că acum au curajul să spună, pentru că au plecat și ei, mulți dintre ei, da, mă vedeau pe mine, Marius Tudor, ca fiind un candidat bun pentru SOS, prin prisma experienței mele, a educației și a pregătirii profesionale. Din păcate nu s-a întâmplat să fie așa, am fost la un moment dat pus pe locul 20, n-a fost nicio problemă, dar n-am putut să accept așa ceva, retrăgându-mi candidatura cu demnitate și decență, să mă trezesc mai apoi că sunt făcut interlop, că sunt făcut în fel și chip. Lucruri da, care evident nu m-au deranjat pentru că n-au fost adevărate. Imaginați-vă un singur lucru. Dacă Marius Tudor ar fi făcut ce face Amalia Bela Antoni pe bună dreptate în acest moment, SOS nu mai intra în Parlamentul European. Este strigător la cer ca de la 3% la 4 dimineața să te trezești la 5,03% pe la sfârșitul numărării voturilor. Niciun partid vreodată n-a luat 0,03% ca să intre în Parlamentul European. De aici și suspiciunea mea
că s-ar putea ca anumite zvonuri pe care foarte mulți oameni din partid le-au spus să se adevărească. Cum că, Doamne ferește, a fost la un moment dat o înțelegere ca SOS să ducă în Parlamentul European cu chiu cu vai doar 2 eurodeputați, nimic mai mult, nimic mai puțin. Acum vă rog să nu catalogați afirmația mea ca fiind răutăcioasă, dar vorbesc din prisma unui om, tată, soț, profesionist, care a crezut 100% într-o cauză și care a simțit durerea dezamăgirii și a trădării. Da, am vrut la un moment dat să fac lucruri bune pentru comunitatea mea și am candidat. Și am candidat pe listele altui partid. Și ce credeți? Pentru prima oară în ultimii 12, dacă nu 16 ani, la mine în comunitate, romii din comunitate au trimis în Consiliul Local 5 consilieri locali pentru că a candidat Marius Tudor. Nici măcar n-am fost răutăcios să le spun romilor din toată țara și neromilor care mă apreciază să nu mai rămână în SUS. Le-am spus așa, e alegerea voastră, dar să înțelegeți că va veni ziua când și voi, cei care mă criticați sau care reacționați la ordin de pe conturi false, veți simți săgeata străpunzătoare și dureroasă a dezamăgerii. Amalia, ți-aduci aminte ce ți-am spus? Te ascult, Marius. Am foarte multe mesaje, mă scuzați. Ai trăit și tu pe pielea ta ce ți-am spus eu, da? Da? Bun. Există la Suceava un alt domn căruia i-am spus aceleași lucruri. A trăit și domnia sa pe pielea sa aceeași dezamăgire. Și la Constanța, și la Mehedinți, și la Neamț, și peste tot. Eu le urez așa tuturor. Să le dea Dumnezeu după inima și după sufletul lor și după modul în care își tratează colegii, apropiații, vecinii, prietenii, dar să înțeleagă un singur lucru, că Dumnezeu niciodată nu doarme. Și atunci când ei cred că stăpânesc pământul, Dumnezeu o să le dea o palmă să le spună așa, nu, pământul îl stăpânesc eu, voi trebuie să fiți slujitorii mei, n-alegeți calea mea, vă trimit pe altă cale. Și iată că ușor, ușor se preconizează această traiectorie. Da, domnul Marius Tudor, am și eu două întrebări pentru dumneavoastră. E soția lângă mine. Domnul Marius Tudor, mă auziți, bănuiesc, nu? Am și o întrebare pentru dumneavoastră. În momentul în care a început scandalul cu privire la postul Nașul TV, intervenția dumneavoastră și acuzațiile aduse nouă au fost la comanda doamnei senator? Da sau nu? Eram în casa doamnei senator și domnia s-a ordonat. Despre ce vorbim? Dânsa nu a putut să aibă verticalitatea de a intra într-o emisiune, să aibă un drept la replică, ci trebuia să vă pună pe dumneavoastră înaintare și pe domnul Cristi de la Constanța. Se spune, dumneavoastră a susținut atunci că erați la Constanța și că aveați un grup de lucru. Nu, nu e adevărat, a fost o minciună sfruntată. Eu mi-am dorit să intru în direct la dumneavoastră. Dar evident, intervenția mea a fost modificată așa la forță de domnia sa. Din respect am zis, hai mă să o apăr, dar se pare că n-a meritat. Toate demersurile pe care dumneavoastră le-ați făcut către CNA și către Consiliul Discriminării au fost făcute tot la comanda doamnei senator? Le-am făcut eu pentru că distinși colegi din emisiunea respectivă m-au jignit probabil nervos sau fără intenție, dar ce credeți, după ce am ieșit din SOS, m-au sunat chiar ei și și-au cerut scuze și am rămas prieteni. Așa că și eu le cer scuze și rămânem prieteni, dar țineți minte ce vă spun. În viața mea n-am auzit vreodată o femeie să înjure ca la ușa cortului și să înjure mai rău decât un bărbat din cea mai din lumea asta. Despre cine niciodată vorbiți? Despre care femeie vorbiți, domnule Marius? Despre femeia pe care o analizați dumneavoastră acum. Da, eu nu analizez, pur și simplu, iată, sunt opiniile despre care oamenilor discutăm, care au muncit care pentru discutăm. SOS, asta este discuția. Eu nu analizez pe nimeni. Eu nu am adus nicio injurie, nicio denigrare nimănui, adică să ne înțelegem. Eu îmi fac meseria de jurnalist. Să vină să spună că ai mei copii, a mâncat pe banii partidului, că Marius Tudor a cheltuit 1000 de euro la partidul ăsta și a mers peste tot în țară și în afara țării pe banii lui,
Eu râd, dar nu vreau să intru într-o astfel de discuție pentru că nu mă cobor la acest nivel. Mă bucur că am ieșit din această... Vă mulțumesc foarte mult, domnul Marius Tudor, și sunt convinsă că sunteți în sentimentul multor colegi de dumneavoastră care la fel au muncit. Iată, nu știu dacă l-avem pe domnul Șerban, fostul secretar general de la SOS România. Cel care a dispărut. Da, îl avem. Imediat îl vom avea. Iată, este pentru prima dată când domnul Șerban va intra și va spune ce s-a întâmplat. Domnul secretar general de la partidul SOS. Da? Ia să vedem. Printre care un medic onest, totodată l-am avut în emisiuni, mi-a spus foarte clar tot ceea ce înseamnă casa de asigurări medicale, exact care sunt demersurile, care sunt jocurile. Haideți să vedem și opinia dânsului. Dacă l-avem, vă rog, colegi. Da. Bună seara, domnul Șerban, și mă bucur că, iată, ați luat contactul cu noi. Tocmai vom elucida extrem de multe lucruri pentru public. Vă rog. Da, am urmărit emisiunea dumneavoastră, o parte, nu în totalitate. Eu cred că mai important ar fi să discutați despre alte aspecte din partidul SOS România, care au dus la un scor prost în alegerile care au fost acum o lună. Și aici mă refer la aspecte concrete, cu adevărat politice. Da? Marea problemă a fost organizarea. Și a doua mare problemă a fost faptul că pur și simplu nu am reușit să realizăm și să comunicăm un program politic al partidului. Foarte mulți alegători care n-ar fi votat mi-au reproșat și mie și multor altor colegi din partid că noi nu avem un program politic. Noi nu reușim să transmitem ceea ce vrem să facem atunci când vom intra în viața politică, fie în Parlamentul României, fie în Parlamentul European. Ceva oficial, ceva asumat de întregul partid. Asta a fost marea problemă care nu s-a realizat în partid și trebuie să recunosc și o spun cu multă părere de rău, frâna cea mai mare a fost Diana Iovanovici Șoșoacă, care pur și simplu a întârziat, a blocat, mă rog, nu s-a făcut acest program politic sau program de guvernare. Da? Lucrurile astea au dus la nemulțumiri din partea celor care s-ar putea să ne fi votat și din cauza asta am pierdut puncte prețioase la alegeri, Partidul SOS România. Vedeți că vreau să mă refer în special pe lucruri concrete, mai puțin pe discuții legate de limbaj, de vorbe care s-au strecurat în discuțiile partidului, mă rog, nervii și supărările care au fost. Da? Al doilea lucru de care vorbeam este organizarea și aici tot Diana a fost vinovată. Din păcate nu am reușit în cadrul partidului să găsim oameni valoroși în fiecare județ, care să creeze cu adevărat organizații județene, care să atragă voturi și care să atragă respectul alegătorilor. Eu vă propun să încercăm, dacă doriți, o discuție pe aceste teme, că sunt mult mai importante sub aspect politic decât temele care au fost abordate până acum, care seamănă foarte mult cu un fel de bârfă care... Domnul nu cred Șerban, că ar eu fi nu consider că este o bârfă. Eu consider că acești oameni, domnul Șerban, sper că ne auziți. Cam asta am vrut să vă transmit. Domnul Șerban, dacă se poate, eu nu consider că este o bârfă. Eu consider că oamenii au dreptul de a-și expune punctul de vedere, având în vedere că se simt folosiți. Unul la mână, okay, că te simți folosit și mai ai parte și de umilințe, mai ai parte și de denigrări în online. Nu putem să vorbim că este vorba despre o bârfă. Este vorba despre demnitatea fiecărui cetățean care trece printr-o umilință de genul ăsta, orchestrată printre altele de doamna senator, care iată îmi comunică colegii că nu răspunde, nu intră ca să dea un drept la replică. Eu cred că este extrem de important să discutăm aceste lucruri, să nu lăsăm o astfel de mișcare care iată să pur și simplu să distrugă liniștea unui om. Pentru că exact așa cum eu sunt mamă și am doi băieți,
și mesajele denigratoare și acuzațiile pe care mi le-au adus diverse persoane orchestrate de doamna, iertați-mă, afectează și viața copiilor mei. Exact așa cum trăiește și doamna Amalia Belantoni, fiind mamă de copii, să ai astfel de etichete și de boli venerice tratate în dreptul persoanei dânsei, iertați-mă, sunteți medic. Știți ce înseamnă asta? Dacă dumneavoastră considerați că o astfel de emisiune este bârfă și nu este un drept la integritate, la demnitate și la dreptul la viață corectă și demnă, atunci îmi cer scuze. Se pare că mesajul nu ajunge corespunzător. Ok, am înțeles asta. Era o părere, doar ceea ce am vrut să vă spun. Da, din punctul meu de vedere, vreau să vă întreb, dumneavoastră mai aveți funcția de secretar al partidului? Nu, mi-am dat demisia. De ce v-ați dat demisia? Este interesant pentru că foarte mulți nu știu treaba asta. Din motive personale m-am îmbolnăvit și nu mai fac față unei activități politice. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție și vă așteptăm cu mare, mare drag de fiecare dată. Da. Bun, haideți să trecem, dragi invitați, și la următorul aspect. Comunicatul, da? Da, mai citim acest mesaj. Doamna senator a transmis la fel pe grup. În viața voastră să nu vă mai certați cu Alina Rontesu. Bun, haideți să dăm citire. Răducu, dacă poți să dai și comunicatul doamnei, să-l arătăm în prim plan. Este scris de dumneai. La fel, doamna Rontescu, dacă doriți, puteți să intrați în direct cu noi, fără nicio problemă. Ați văzut, noi primim pe toată lumea, niciodată n-am interzis pe cineva. Ba da, am interzis. Singura persoană care este interzisă la Nașul TV ca invitată este doamna senator Diana Iovanovici-Șoacă și este interzisă atât de mine în emisiunea mea, este interzisă și de colegul meu, Radu Moraru. Pentru că un om care jignește un post de televiziune care este liber și care întotdeauna ți-a dat dreptul să vorbești, un post TV care ți-a susținut amenzile grosolane pe care le-am primit de la CNA, un post TV care nu a fost plătit de tine, doamnă Diana Iovanovici-Șoacă, nu te mai invită în emisiuni. Dar totodată, iată că jurnalismul înseamnă să dai dreptul la replică. Drept dovadă, și aseară, și în această seară, a fost solicitat dreptul la replică. Evident, nu vine, înseamnă că se confirmă toate cele spuse și este mai mult decât clar și evident pentru toată lumea că acesta este adevărul, dacă nu este contrazis. Bun. Îmi cer scuze, Gabriela. Te rog. O chestiune foarte importantă. Tu ai spus că nu va plăti doamna Diana Ivanovici-Șoșoacă amenzile? Nu. Păi noi tot partidul știm că doamna Diana Ivanovici-Șoșoacă va plăti amenzile. Nu există așa ceva. Doamna Diana Ivanovici-Șoșoacă nu a achitat nici măcar 0,001 lei. Singurele donații care au venit a fost din partea domnului Marius Tudor, care a achitat direct în contul asociației. Au mai fost două persoane care au specificat, pentru că în extrasul asociației se văd banii. Da? Nu există treaba deci asta. Incredibil. Deci nouă ni s-a spus că sunteți trădători ca noi toți ceilalți. Deci este incredibil, fraților. Până unde merge? Păi nu știu. Această dorință. Eu vreau dovezile. Eu întotdeauna vorbesc cu dovezi. Eu pot să pun la dispoziția tuturor celor care spun că au donat, dar în dreptul persoanei, pentru că nu pot să fac publică baza de date sau extrasul de cont care reflectă mai multe persoane. Da? Sunt extrem de puțini oricum oamenii care susțin postul de televiziune Nașul TV. Pentru că, da, singura modalitate sau singurul mod pe care noi l-am acceptat ca susținere a fost din partea românilor care, într-adevăr, își doresc o televiziune liberă. Nu am acceptat bani de la oameni politici, nu am acceptat bani de la guvern. Îmi permiteți, după care vi le furnizez. Doamna Diana Ivanovici-Șoșoacă, începeți și faceți clipuri în care să îndemnați la Nașul TV și îndemnați oamenii să iasă din asociație și să nu mai cotizeze. Noi i-am ajutat pe astea ale sistemului, i-am finanțat și cu banii noștri de fac hoți. Ce am furat noi, ce ați furat voi în două. Mama lor de sistemului. Aici este proba. Vreți probe? Eu da, am probe. Chiar vreau să mi le furnizez. Îmi vor prinde foarte bine la proces. Bun, haideți să trecem la... Nu, să se înțeleagă pentru toată lumea. Nu s-au plătit amenziile postului Nașul TV și mai menționez pentru cei care nu au văzut acele emisiuni. Amenziile postului Nașul TV nu pot fi achitate decât de colegul meu, Radu Moraru, care este președintele televiziunii Nașul TV. Nici o altă persoană nu poate achita amenziile
CNA. Este incredibil. Da, deci, este incredibil. Da. Am sute de mesaje, WhatsApp, Facebook, TikTok, mesaje, SMS, toată lumea are aceeași cauză. Ca doamna Diana Iovanovici să nu mai facă această țeapă, să-i zic, ca să înțeleagă toată lumea. Haideți să citim și comunicatul doamnei, pentru că așa vorbim, da. Iată, comunicat de presă. București, 2 iulie 2024, în atenția doamnei Gabriela Calițescu, Nașul TV. Stimată doamnă Calițescu, subsemnata Alina Rontescu, doresc să vă aduc câteva clarificări esențiale și să lămuresc anumite neadevăruri vehiculate recent în spațiul public. În primul rând, subliniez faptul că activez în domeniul multimedia de peste 3 decenii, oferind servicii de creație grafică, consultanță, marketing și publicitate pentru diverse companii și sau persoane fizice și proiecte din absolut toate domeniile. Punctez foarte clar că nu am făcut parte și nu voi face parte niciodată dintr-o formațiune politică, preferând să-mi păstrez independența și integritatea profesională. În ceea ce privește recentele acuze aduse de către doamna Amalia Belantoni, fac câteva precizări. În ciuda faptului că doamna Belantoni a beneficiat de îndrumări și grafică pro bono din partea mea, ea a ales să folosească în campania sa elemente de magie neagră, inclusiv un ritual cu o găină neagră pentru a-și detrona contracandidatul. Mai mult, a adresat înjurii bărbaților și a declarat că dorește să-i bată cu tigaia, acțiuni care nu au avut efect, negativ asupra imaginii sale publice. Strategia de campanie personală a doamnei Belantoni a obținut rezultate nesatisfăcătoare la alegerile din 2024 pentru Parlamentul European. Consiliul Județean și Consiliul Local a decis în mod total nejustificat să mă investească cu funcția de director de imagine într-un partid din care nu fac parte și mai ales să mă facă responsabilă pentru eșecul campaniei sale, considerând că serviciile mele de creație grafică pro bono au contribuit la această dramă electorală. Este de remarcat faptul că un eșec electoral de această magnitudine nu poate fi pus pe seama graficii și designului campaniei mele, ci mai degrabă pe strategia sa politică și mesajul transmis către alegători. Un alt aspect important pe care doresc să-l clarific este legat de limbajul meu neortodox folosit ocazional. Aceste exprimări nu sunt un semn de lipsă de profesionalism sau respect, ci rezultă din faptul că sufăr de dislexie și sindromul Tourette, condiții medicale care afectează modul în care mă exprim. Este important de subliniat că exprimările mele verbale nu pot fi considerate ca afectând imaginea vreunei formațiuni politice atât timp cât eu nu sunt membru sau reprezentant legal al entității politice. De asemenea, doresc să atrag atenția asupra faptului că doamna Belantoni, prin diverse tertipuri, a reușit să inducă în eroare doi creatori digitali, Lepe și Webe. Acesta, din urmă, a ajuns chiar să mă intimideze, declarând în direct, azi 2 iulie 2024, într-un live, am trimis comportamentul tău lingvistic agenților de publicitate și partidelor politice din România pentru a nu mai lucra cu tine. Astfel de acțiuni de intimidare sunt complet nejustificate și demonstrează o lipsă de profesionalism și integritate, în condițiile în care cei doi domni se pretind a fi patrioți și oameni de bună credință și în toată integritatea lor psihomotorie. În concluzie, îmi exprim dezamăgirea și sau repulsia față de încercările doamnei Amalia Belantoni de a mă transforma într-un țap ispășitor pentru eșecul său politic și îmi reafirm angajamentul de a continua să ofer servicii de calitate, nefiind influențată de astfel de atacuri nefondate. Mulțumesc pentru atenția acordată și sper că aceste clarificări să oprească comportamentul maniat cu impulsiv al doamnei Belantoni. Cu stimă și considerație, Alina Rontescu. Dacă îmi permiteți. Dar cum să nu? Eu permit. Îmi permit libera exprimare tuturor. Activitatea mea fulgerătoare de 2 luni și jumătate în politică, cariera mea politică, dacă se poate spune așa, eu fiind de fapt licențiată în limbi străine și aviație civilă, au adus ca rezultat toate aceste activități la sistemul, să spunem, de vot, cu toate problemele care au fost denunțate singură, nu m-a ajutat absolut nimeni, a ajuns să pot spune
incredibilul succes de a dubla un politician cu experiență, domnul Dumitru Coarnă, cu 20-30 de ani de politică, cât o avea dumnealui, la, ca la tenis. Nu, la domnul Coarnă nu are experiență politică, domnul Coarnă are experiență sindicală. A intrat în politică doar în ultimul mandat al alegerilor, ca să spun așa. Ok, deci nu este experiența politică, dar totuși domnul Coarnă are o problemă personală pe care o să o vedeți următoarele luni sau ce se va întâmpla. Nu vreau să vă spun, pentru că este mai bine să spuneți după aceea. Ați avut dreptate. Vis-a-vis de ce discutam înainte de această... acest comunicat de presă oferit de doamna Alina Rontescu. În primul rând, să știți că metodele prin care suntem amenințați, vă citesc din ceea ce îmi scrie domnul avocat, șantajați sunt asimilate metodelor prin care recuperatorii și cămătarii încearcă să șantajeze și să constrângă acele persoane, iar plângerile penale vor fi îndreptate atât asupra persoanelor fizice, dar mai ales asociațiilor, pentru că acțiunea este premeditată. Însă, vis-a-vis de Nașul TV... Eu aș mai puncta următorul lucru înainte de a spune despre Nașul TV. Și chiar insist, poate intrați, doamna Rontescu, în cadrul emisiunii să ne specificați acest lucru. Doamna senator a transmis aceste mesaje pe grupurile SOS, în care spune foarte clar: aici nu ne jucăm, aici e politică și toți vom avea o imagine unitară creată de Alina Rontescu. Să nu mai aud contradicții cu ea. Ea conduce acest departament de marketing politic digital. Ați fost sau nu ați fost angajată a partidului SOS? Pentru că dacă nu ați fost, și aici rog între toate autoritățile abilitate să ia act de treaba asta și o să transmit inclusiv această emisiune către absolut toate autoritățile. Pentru că dacă dumneavoastră ați avut un contract de voluntariat cu partidul SOS, prin care toți cei care au fost candidați și au avut nevoie de cartoane, de promovare, de spoturi sau ce le-ați mai făcut dumneavoastră, fotografii, și care au fost obligați de doamna senator să lucreze în mod clar, explicit, doar cu dumneavoastră. Asta înseamnă că nu este benevol. Și asta înseamnă că niciun candidat al partidului SOS care a participat la aceste alegeri, sau care au fost în diverse posturi candidați, nu au avut dreptul de a alege cu cine să-și facă campanie. Și asta înseamnă că direct au fost direcționați către dumneavoastră și doar în ceea ce s-a discutat în emisiunea de aseară, faptul că dumneavoastră a solicitat de la doamna Amalia Belantoni suma de 30.000 de lei pentru nu știu ce materiale, am vrea să vedem în mod explicit câte sume de bani s-au dat de către toți candidații în această campanie. Exact așa cum mi-a scris dumneavoastră astăzi, pentru că eu nu fac publice acele mesaje, pentru că așa consider că nu se fac publice decât în momentul în care ai acordul, a specificat că în dreptul fiecărui material pe care fiecare candidat l-a postat pe pagina de Facebook, există acel CMF, da? Acel cod, da? Acel cod pe care trebuie să-l posteze fiecare candidat să se înțeleagă că este plătit. Așadar, vrem să vedem de ce toți candidații au fost obligați să lucreze cu dumneavoastră, care sunt sumele și cum s-a ajuns la această poveste. Pentru că, dacă dumneavoastră spuneți că nu ați avut nicio funcție în partidul SOS, înseamnă că doamna senator a mințit toți membrii partidului SOS, inclusiv candidații care au fost vădit îndreptați către dumneavoastră. Nu știu, Laurențiu, cum ți se pare treaba asta? Nu te auzim. Da, nu te auzim, Laurențiu, nu te auzim. Da, scuze. Acum te auzim, îmi pare, te rog. Mi se pare fantastic, incredibil ceea ce aud și ceea ce văd. Vă spun că și eu am primit astăzi 3 telefoane de la niște membri ai SOS care au avut niște experiențe incredibile din punctul meu de vedere. Efectiv sunt siderat și nu înțeleg cum e posibil ca într-o țară din secolul 21 în Uniunea Europeană să fie posibil așa ceva.
Nu pot să înțeleg cum autoritățile românești permit așa ceva, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi cu acest partid și cu acest șef de partid, vă dau cuvântul meu, reflex îmi aduce în memorie, îmi inspiră imediat anii 30 din Germania, imediat realizez că acest batalion de care jignesc, care înjură, care sunt organizați, care sunt pur și simplu o haită care este instigată la ură și sunt exact precum batalioanele SS din vremea Germaniei anilor 30-40. Băi, oameni buni, este incredibil să vezi în ziua de astăzi comentarii ca cele de pe pagina mea la emisiuni, când vin toți odată, știi? Nu se întâmplă nimic deosebit la comentarii și deodată vin 10, 20, 30 care au același limbaj injurios, calomnios. Și da. Ce fac autoritățile române? Păi ce să fac autoritățile române? Am grijă să aducă partidul SOS la europarlamentare de la 4% la 5,03%. Asta fac autoritățile române, dragii mei. Trăim într-o țară în care efectiv se repetă experiența din Germania anilor 40, când, sigur că da, eu recunosc, sunt 5%, aproximativ 4-5%, aproximativ 500.000 de oameni care simpatizează cu această doamnă și cu acest partid. Sunt de acord. Dar din ăștia 500.000 există un grup de care sunt un pericol real pentru societatea românească. Imaginați-vă ce s-ar putea întâmpla în țara asta dacă acest partid și această doamnă ar ajunge la putere, fraților. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla în această țară. Ne mai mirăm că este renegată și nimeni nu vrea să o accepte în grupurile europarlamentare. Ne mai mirăm că nimeni nu vrea să aibă de-a face cu ea. Este incredibil ce aud instigările astea la faptul că acum realizez că nu era o coincidență faptul că veneau la mine pe pagină și mă jigneau toți simultan și la fel în același stil. Acum eu stau și mă întreb dacă ele erau persoane reale sau este o echipă de informaticieni care au grijă să creeze aceste psihoze și acest sentiment că ești atacat în haită de către patrioți, de mari iubitori ai tăi. Să vedem ce comentarii, ce idolatrie se face la adresa ei. Înainte de asta, iată... personalității de înșanțați și... Bă, frate, eu dacă aș fi în locul ei, aș intra în pământ de rușine. Cum e posibil, bă, cultul ăsta al personalității? Adică, vă joc de mine, cum să faceți așa ceva? E revoltător. Nu, frate, ea iubește chestiile astea. Eu am senzația și cred că nici nu există acele conturi și ea pur și simplu regizează ca acele conturi să-i cânte ode de slavă și să o ridice în slăv și să o preamărească. Da, uite, mai avem un telefon, domnul Ioniță Barbu. Bună seara, vă rog. Bună seara. Aș dori și eu să îi pun, dacă se poate, două întrebări doamnei Amalia Belantoni, dacă se poate, vă rog frumos. Cum să nu? Vă rog. Doamna Amalia Belantoni, vreau să vă întreb, în momentul în care doamna Diana Iovanovici Oșoacă v-a ajutat cu copiii, făceați parte din partid? Da sau nu? Puteți să-mi răspundeți cu da sau nu? Doamna Diana Iovanovici nu m-a ajutat în niciun fel cu o situație pe care eu singură am deslușit-o și dus-o până la capăt, anume anchete sociale, anchete de școală, anchete de comportament. Doamna Diana Iovanovici Oșoacă nu a făcut altceva decât prin glasul ei foarte, foarte profund și foarte ridicat să sperie, în sensul în care să nu dorească nimeni dintre cei prezenți să aibă de a face cu persoana dumneaei. Repet, doamna Diana Iovanovici Oșoacă nu a depus nici măcar o plângere, o sesizare, o întâmpinare sau vreo interpelare pentru cazul meu. Eu singur am fost și am dus la capăt demersul tuturor acestor anchete. Ok, dar a doua întrebare. Vi se pare normal, doamna Amalia Belantoni, ce ați făcut dumneavoastră în care ați rupt steagurile de la SOS?
pe doamna Amalia, pe doamna Diana Iovanovici să șoacă în picioare și la propriu și la figurat. Domnule Ionita a străit cu mine, este un urmăritor de-al meu pe TikTok, domnul Ionita a străit cu mine mai bine de 3 luni pe TikTok, zi și noapte, noapte și zi. Ați văzut cine sunt? Și nu mi se pare corect ca în fiecare noapte să ajung să fiu numită, dacă îmi permiteți, XXXXXXX. Nu mi se pare normal ca cele 7 conturi false pe care le aveți pe TikTok să mă înjurați în toate felurile. Și nu mi se pare normal, nu mi se pare normal, domnul Ionită, să mă sunați și să mă înjurați și să mă amenințați. Dumneavoastră, mi se pare normal? Eu unul personal nu v-am sunat și nu v-am înjurat. Unul la mână. Vreți să vă dau înregistrări? Le voi pune la răspunsul doamnei Calitescu. Cum să mă? Dați drumul, că se aude pe la valieră. Vă rog frumos, acum să puneți înregistrarea. Domnul Ionită, domnul Ionită Barbu, dumneavoastră nu puneți condiții aici, că sunteți în emisiunea mea. Da? Ok. Vă rog să aveți un limbaj civilizat, că sunteți totuși pe televiziune, nu sunteți la piață, nici în curtea dumneavoastră, nici în casa dumneavoastră. Da? Eu dacă vin la dumneavoastră, o să vă respect regulile. Drept urmare, am să vă rog frumos să luați cuvântul în momentul care vi-l ofer. Totodată vreau să vă întreb înainte de a pune Amalia înregistrarea. Aș vrea să vă întreb, sunteți președinte SOS sau membru SOS sau care este statutul dumneavoastră? Sunt membru SOS. Așa, sunteți membru SOS. Ați amenințat-o pe doamna Amalia Belantoni? Da sau nu? Nu. 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 Recunoașteți această voce atunci din înregistrarea pe care, iată, o pune doamna Amalia Belantoni? Da, spuneți. Am văzut că ai tăiat bannerul ăla cu SOS. Ce s-a întâmplat? Da, ce s-a întâmplat? Că doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă a trădat partidul și a pus la conducere un mâna dreapta lui Simion. Vezi că nu-i scat aici, de te... Este vocea dumneavoastră? Eu întreb, dumneavoastră răspundeți, vă rog. Nu este vocea mea. Cine este? Ia spuneți. Eu știu acum este vocea, dar nu pot să o dau. Am înțeles. Bun, erați aseară prezent în live când am fost făcută... Atenție la ce limba. Ca toate vietățile mării de rang al peștilor și când ați afirmat faptul că tatăl copiilor mei nu este soțul meu și că eu prin Italia am făcut și am dres. Erați pe live aseară când ați spus înregistrările toate, să știți că le-am. Erați aseară pe live când am fost când făcut. Mai sunt și alte. Da, păi am 100, am un tera de înregistrări. Toate acestea sunt probe în dosar. Există o asociere. Doamna, există un grup infracțional organizat. Numai o secundă, dacă îmi permiteți. Există un grup infracțional organizat care, în momentul de față, dacă îmi permiteți, are un conducător. Conducătorul se numește președintele SOS România, care, dacă îmi permiteți, să vă dau citire la două mesaje prin care sunt instigați aceste persoane și dacă doamna Diana Iovanovici are acest curaj de a mă înfrunta în direct, o aștept. Ca practică, domnul Primo și doamna Calitescu, că niciodată dumneai nu răspunde. Eu personal eram în restaurantul Beli Siciliani și doresc a informa pe toată lumea că acum se scrie aici boicot restaurantul ei. Eu nu posed un restaurant, nu sunt patron de restaurant, nu sunt asociat la vreun restaurant, nu sunt angajat la niciun restaurant. Am o imagine... Am o diplomă prezentată de către Guvernul Siciliei pe care îl respect și pentru acest lucru prezint tot ceea ce înseamnă Sicilia în România. Punct! Nu aveți ce să boicotați. Eu nu sunt asociată nicio societate în acest sens. În schimb, vă rog să... o singură chestiune vis-a-vis de grupul infracțional organizat condus de... În momentul în care o televiziune sună la doamna... Doamna Diana Di, să o numim Diana Iovanovici, spune: nimeni nu răspunde! Nimeni nu răspunde acum, toți, boicot TV, închideți toată lumea televizoarele, nimeni nu răspunde la această televiziune. Practica care se întâmplă în acest moment, chiar și când a fost sunată de un alt post de televiziune. Da. Ok, mai aveți ceva, domnul Barbu, de comentat? Da, doamna Amalia, vreau să vă întreb dacă este adevărat că este public, în spațiu public, că dumneavoastră a fost amanta domnului Nuțu Cămătaru. Haideți, domnule, vă rog, colegii, închideți telefonul. Adică, haideți, lăsați.
faceți treaba asta la mea. Colegii, închideți telefonul, am spus, da? Nu am ce discuta cu astfel de caracter. Adică iertați-mă, asta o faceți dumneavoastră în curtea dumneavoastră, da? Asta să faceți. Bun, ca să confirmăm ceea ce se spune, Răducu, ți-am trimis și ție și lui Emil un carton. Iată cum, din nou vorbim de instigare și o să tragem și o concluzie, ne-am apropiat de final. Postat de doamna senator, tot la fel pe grup, în momentul în care a fost protestul taximetriștilor, așa cum știți, eu invit aici pe absolut toată lumea. Am invitat inclusiv și pe Iohannis, am invitat pe fiecare premier în parte, se numește Televiziune Națională. Poate veni orice persoană publică, orice persoană politică. L-am avut invitat pe domnul Simonis, care a intrat prin telefon la acea emisiune și care a confirmat că foarte multe probleme ale taximetriștilor. Iată comunicatul pe care, adică mesajul pe care îl dă doamna senator. Uite așa aflăm cum s-a vândut nașul TV lui PSD. Alfred Simonis, președintele Camerei Deputaților, PSD-istă, ăștia au pus la cale totul împreună cu domnul Silviu. Iată, este vorba despre un carton al emisiunii din data de 20 martie 2024, ora 20. Era emisiunea la care, iată, Neluțu Pugna, împreună cu domnul Simonis, am punctat câteva elemente esențiale din ceea ce trăiesc taximetriștii. Este mai mult decât evident că vorbim de instigare totală și vorbim de orchestrație la nivelul cel mai înalt, la manipularea multor oameni. Așa ceva nu trebuie să existe. Asta nu se numește nici libertate, asta nu se numește nici democrație, asta nu se numește nici dreptul de a alege, asta nu se numește nici dreptul la liberă exprimare. Iertați-mă. Nu știu, Laurențiu, o concluzie de final, pentru că, oricum, așa duce la infinit. Eu cred că într-o societate normală, acești indivizi, dacă sunt reali, dacă nu cumva sunt o plăsmuire a unor informaticieni, dacă indivizi ca ăsta de mai devreme, care a intrat în direct la Nașul TV, sunt adevărați și stau la baza acestei terori instaurate pe Facebook împotriva tuturor oamenilor care îndrăznesc să nu fie de acord cu SOS sau să aibă altă părere decât idolul lor, eu cred că ăștia toți trebuie să ajungă la într-o societate normală, pentru că sunt un pericol real și uriaș pentru societate. Sunt un pericol uriaș pentru democrație. Să ia act de treaba asta și să România, credeți-mă, astfel de indivizi, astfel de grupare de batalion nu e SOS, organizată, primo, vorbim despre grupare infracțională organizată. Iată, mai avem un carton pe care îl vede toată lumea, scris de domnul Vasile Romtescu, Alina, să vină să înjure și aici, cum a înjurat și la mine pe pagină și la Primo, la care doamna Romtescu, Alina, care a avut dreptul de a vorbi aseară în emisiune, care, iată, a trimis un comunicat de presă astăzi și printre care am descoperit că doamna senator v-a dat o funcție. Ceea ce înseamnă, încă o dată, dacă această funcție v-a dat-o pe grupul de WhatsApp doar pentru a manipula membrii partidului SOS, sunteți și dumneavoastră în aceeași situație în care doamna senator, într-adevăr, trebuie să răspundă penal. Ce spune doamna Romtescu? Dacă înjur de trei ori la Nașul TV, se închide, da? Pentru mine este pistol cu apă, dar vă las fără obiectul muncii, vedetism surogat. Păi vă spun eu, doamna Romtescu, poate că ați apucat să înjurați odată, ca a doua n-ar mai fi. Doi, un profesionist, așa cum spuneți dumneavoastră în comunicatul dumneavoastră, da? Haideți să citez direct, da? Doar o secundă, dragi colegi. Dar ce fac autoritățile statului, stau eu și mă întreb, frate? Eu, sincer, această emisiune vreau să o transmit către Ministerul Afacerilor Interne, către domnul Cătălin Predoiu, care este amenințat, printre altele, de doamna senator în diverse live-uri. Vreau să o trimit către parchetul București, către DNA, către Camera Deputaților, pentru că văd că se vorbește despre absolut toată lumea. Toată lumea este nimic, toată lumea poate să fie înjurat, toată lumea poate să fie amenințat, toată lumea poate să fie etichetat și toată lumea trebuie să suporte această mișcare
pe care, iertați-mă, chiar nu vreau să o denumesc în niciun fel. Totodată eu cred că acești oameni trebuie în primul rând salvați, pentru că au fost manipulați în mod grosolan. Nu există așa ceva în 2024 să avem un alt... Nu există așa ceva. Nu pot să cred că este o masă de oameni care nu poate să își ia propria decizie, care nu poate să cu creierul pe care vi l-a dat Dumnezeu și care să răspunde la comenzi. Băi, fraților, înseamnă că sunteți și vă căutați o căci nu mai avem. Ce-i drept avem, dar puțin, că nici vaci nu prea mai avem multe pe teritoriul României, nici bivoli, nici oi, da? Cam totul se duce, că ăsta e trendul. Ne place să fim consumeriști, nu ne place să muncim. Păi dacă ăsta este trendul, să fiți conduși, păi nu vă supărați, faceți altceva. Dar nu asta este România liberă, România democrată, România care este după 34 de ani, când în 89 au murit oameni pentru a fi noi liberi. Și nu spre asta trebuie să ducă România. Te rog, nu, Amalia. Nu vreau să trecem peste amenințarea pe făcută scurt, de domnul, cu domnul, cum îl cheamă? Liderul Nuțu Cămătaru. Despre ce vorbim? Deci noi în direct suntem amenințați și se pronunță. Păi asta știți ce înseamnă într-un drept internațional? Știți ce înseamnă atunci când faci numele unui... Toată lumea intră în acest grup infracțional de origini. Da. Așa că, domnii procurori, vă rog să ascultați această emisiune și mai sunt și celelalte. Da, o să le trimitem. Domnul Cioacă, ce părere aveți? O concluzie de final, că am depășit și spațiul de emisie. Foarte pe scurt. Părerea mea este în felul următor. Spunea acest domn, punea o întrebare doamna Amaliei, că dacă a ajutat-o cu acei copii și dacă a intervenit. Eu pot să vă spun că doamna Șoșoacă a vrut să-și ia, de fapt și-a luat laurii, când eu de fapt am ajutat familia Grătaru, familie monoparentală din județul Argeș, cu 4 copii, am cheltuit 10.000 de euro, 5.000 de euro din buzunar meu și 5.000 strânși din diaspora, ca să recuperăm acei copii din mâna DGASPC-ului și să-i aducem acasă. Am plătit bon, am închiriat apartament, am plătit rechizite școlare, a venit pachete în toate țările. Și după toate astea o văd pe doamna Iovane Veșoșoacă la Dan Binman în emisiune, când se lăuda că dânsa a ajutat familia Grătaru. Și cu asta cred că am încheiat. Deci această doamnă profită de orice numai ca să-și facă reclamă. Și cu privire la acești indivizi care vă scriu mesaje, vă garantez 100% că sunt conturi false. Eu sunt specialist, sunt IT-ist de profesie și am studiat foarte bine aceste profile. Marea majoritate, în proporție 90%, sunt profile false. V-am spus, am blocat sute de profile le pot pe și văd cine în momentul în care vorbeam despre Diana Șoșoacă, ceva care nu era adevărat. De multe ori, doamna Șoșoacă se victimizează. Am evitat într-o zi 25 de accidente, de exemplu. Deci știți că acum trebuie dispuse măsuri preventive și asiguratorii pentru siguranța noastră, da. Să fim amenințați de, da, cu, da, prezența, deci, unui... Trebuie să avem foarte mare grijă și a pus foarte bine problema doamna Călițescu când a zis că trebuie să salvăm acești șoșocari care urmează Partidul SOS pentru că sunt manipulați de niște IT-iști care folosesc niște mesaje. În momentul în care intre doamna Șoșoacă în direct sau cineva o atacă pe doamna Șoșoacă. Bine a spus și domnul Primo că se simte atacat de aceeași persoană sau de un grup de persoane. Și așa este. Să invităm DNA-ul sau DICOT-ul să ne ofere protecție. Domnule Manuel, nu este o glumă. Eu trăiesc noapte și zi, am mesaje din minute în minute. Am telefoane, am amenințări că mi se dă că sunt că voi fi că mi se vor fi copii. Și acum în direct un individ mă amenință cu prezența domnului Nuțu Cămătaru, un lider care știm prea bine cu ce se ocupă. Așa că vă invit pe toți, toate autoritățile, să vă constituiți acum, autosesizați, iar toți ceilalți să vă constituiți cu noi parte civilă, parte penală, parte lezată, orice, dar să aveți curaj. Pentru că cine are curaj o singură dată. Mulțumesc, Amalia. Laurențiu, ultima frază, încheiem emisiunea, te rog, concluzia finală. Da,
Eu cred că după ce am auzit toate minunile astea pe care le-am auzit astăzi, nu-mi vine să cred, vă spun sincer, și cred că sunt siderat de faptul că autoritățile statului nu se autosesizează și nu iau măsuri și cred că singura măsură corectă și reală este ca tot acest batalion SS sau SOS, cum se potrivește mai bine, să fie băgați la urgent pentru că sunt un pericol social. Și cred că partidul SOS trebuie urgent scos în afara legii, după părerea mea. Da. Pentru că este un pericol pentru siguranța națională, e un pericol pentru România, acest partid, acest lider și acest batalion SS care acționează în mod în social media. Da, mulțumesc tare mult, Laurențiu Primo, mulțumesc, domnule Emanuel Cioacă. Cu siguranță vom mai avea extrem de multe emisiuni pe alte subiecte care, iată, să ajute românii să înțeleagă mult mai bine. Amalia, suntem alături de tine și ori de câte ori orice problemă mă poți contacta, voi fi mereu alături de oamenii care au nevoie, așa cum sunt alături de fiecare român care ne contactează. Niciodată nu am spus nu, niciodată nu am ajutat pe cineva după preferințe. Întotdeauna am ajutat oamenii când au avut nevoie. Nu peste o zi, nu peste o săptămână. Mulțumesc tare mult, dragilor! Mâine seară o ediție specială. Doamna Titiana Popa este din nou invitata noastră. A fost și invitata noastră în Grecia, unde iată a avut legătură cu cei 200 de români de pretutindeni care au fost în această tabără, ca să-i spun așa, de 8 zile. Imediat după Grecia a fost plecată în Israel, doar ce a aterizat în România. Așadar, mâine seară o emisiune extraordinară în care vom putea să înțelegem și mai bine sufletul. Așadar, pe mâine seară și până atunci, evident, același îndemn, chiar și cele mai întunecate nopți au un răsărit frumos.